Cum facem să-L simțim prezent pe Hristos în fiecare clipă? Frate, asta e mai greu, întrebați pe unul bătrân tare. Dar în principiu, important e să înțelegeți că fiecare clipă pe care o trăiți, nu o trăiți la întâmplare, că în Isus Hristos nu există întâmplare, nu e nimic întâmplător. Noi ne-am obișnuit să fim ceea ce vor alții să fim. Uitați-vă bine, noi învățăm ce vor alții să învățăm câtă vreme ne doare în cot efectiv de trei sferturi din cursurile care le ascultăm de la catedră. Fie vorba între noi, ce îmi trebuie mie trei sferturi din circula școlară pe care o parcurg. Fiul meu a întrebat de ce trebuie să învețe să scrie de mână când deja se scrie la calculator. Omul are dreptate în felul lui. Ei bine, când veți înțelege că lucrurile cu adevărat esențiale din viața voastră, de exemplu, răsăritul și apusul soarelui, zâmbetul dușmanului, cel mai depreț zâmbet din lume e zâmbetul dușmanului, zic părinții, pentru că te învață cum să nu zâmbești. Deci lucrurile cu adevărat mărețe pe care le trăiți în viața voastră, țin în primul rând de prezența lui Hristos. Nu-l căutați prin cărți, nu-l căutați în împlinirea canonului, nu-l căutați în snobism, nu-l căutați în dureri de stomac. Hristos nu este acolo. Bine? Căutați-l în tot ceea ce vă face bucurie, nu în tot ceea ce vă obligă să fiți bucuroși. Hristos nu obligă pe nimeni la nimic din fericire.